Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Utopia. Toată lumea a zis, băi, mai postează Minecraft cu Utopia și uite că suntem aici pe seria noastră cea drăguță. Dar nu suntem singuri, suntem cu o grămadă de găinușe pentru că Green ne-a făcut un prank. Și ca să vezi, e al doilea prank de genul pe care l-am primit. Am primit odată de la Pain același prank cu găinușe în baza noastră și a doua oară când primim, dar nu este problemă, o să facem rost de foarte multă mâncare pentru că domnul Green ne-a pus o grămadă de găinușe pe aici și o să începem să le omorăm și văd că au mai scăpat și pe aici prin spate. Băi, știi care e partea bună? Partea bună e că facem rost de mâncărică, ca să înțelegeți. Nu uitați să lăsați acolo un like. Mamă, cineva ne-a descoperit aici asta secretă. Bă, ne-a descoperit baza secretă. Bă, nu-mi vine să cred. Mamă, Cine a scuipat, mă, frate? Nu uitați să lăsați acolo un like, nu uitați să lăsați și un subscribe, desigur. Mamă, s-a dus asta, nu mai avem nicio șansă. Am înțeles. Mă, mai aud găini, dar nu știu de unde. A, uite, de aici. Bun, în episodul ăsta o să avem și această farsă, o să mergem să ne reparăm și elitra. Băi, ce faceți, băi, aici? Ce faceți aici? Bun, o să reparăm și elitra. Vreau să vă arăt pe final și cum s-a căsătorit Pain cu Miriana. Am prins acolo câteva secvențe, o să vă las pe finalul acestui episod, să zicem așa, niște secvențe. I-am și cununat, să zicem așa, pentru că sunt și primarul serverului. A ieșit super, super Caterinca. Sper să vă placă, dar asta mai pe final. Trebuie să omor și eu pe aici chestioarele astea care fac gălăgie, bă, și credeți-mă că fac o grămadă de gălăgie și nu sunt nimica, efectiv. Gândiți-vă că sunt nimica pe lângă ce e în bază. Stați așa că mergem acum. Și vreau să scrieți în comentarii ce credeți că ar trebui să... Mama, era să omor. Uitați-vă numai. Uitați-vă și voi. Nu pot să dau în ele. Uitați-vă și voi ce am aici. What? Mam. Am sweeping edge, de-aia dau așa damage. Gen sweeping edge-ul de la mai multe. Și uitați-vă ce e în baza mea și am mai omorât din ele. Doamne, ne-a mai făcut odată pe ei o farsă de genul. Dar problema este că e a doua farsă de genul. Prima n-am filmat-o, că am zis că n-are rost să o filmez. Dar a doua oară când primești aceeași farsă. Și el e papagalul nostru. Nu știu ce nume să-i punem. Ce nume să-i punem? Poli. Îi punem numele Poli. Mamă, am name tag-uri să mă bată mămișor. Ia uite. Și punem aici Poli, vreau un biscuite. Poli. Bam. Și l-am adus, cred că de la 2000 de blocuri distanță. Nu, 7000 de blocuri distanță. Și el este Poli, are grijă de baza noastră. Bă, voi ce faceți, mă, aici? Voi ce faceți aici, mă? Nu înțeleg, nu vă înțeleg. O să las. Pe asta e. Uite ce mică e, uite ce mică e. Dar mai aud câteva. Aia o să rămână singura noastră găinușă și o să ne păzească acolo. Bă, sunt... Cum am ajuns? Frate, cum au ajuns să stea aici, blocate? Mai e una blocată, gata. Bă, am și prin casă. Trebuie să verificăm. Bă, și mi se sparge litra, efectiv. Mi se sparge litra. Mai avem aici, avem efectiv o grămadă de mâncare. Avem super, super multă mâncare. Mai găsit una. Dar să nu fie aia de ne protejează pe aici. Ia. Da, aia e. Nu, pe asta nu o spargem. Pe asta o lăsăm. Punem restul pe aici. Păstrăm și niște ouă și haide să mergem să ne reparăm elitra în end, pentru că avem ferma aceea minunată. Bă, da, tu să nu ieși, frate, de aici, nu știu de ce vrei tu să ieși. Avem ferma minunată de Enderman și facem o grămadă de level. Am făcut efectiv level 100 în 20 de minute, ceva de genul aproximativ. Și chiar merge bine ferma, frate, chiar merge super bine ferma. Deci mi se pare că ferma de Enderman e cam cea mai overpowered fermă de XP pe care poți să o faci. Adică sincer nu știu dacă poți să faci o fermă de XP care să meargă mai bine de atât. Bun, am ajuns aici, let's go. Hai să facem, să vedeți cât de repede ne reparăm elitra, deci doar să fiți atenți. Doar să fiți atenți pentru că facem record mondial. Avem level 30 totuși. Bă, și vreau să am cel mai mare level de pe server. Efectiv, vreau să am level atât de mare încât să nu poată să mă ajungă nimeni, nici să încerce să mă ajungă. O să fac gen 400 level sau ceva de genul, și mai mult. O să stau probabil. Bă, să facem un live, cât level putem face pe un live, gen, nu știu,
Ar fi Caterinca, gen. Pur și simplu să stăm la fermă doar. Bun, stăm și noi aici. Uite, deja am făcut level, trebuie să punem. Da, de fapt cred că trebuie să o avem doar pe noi. Hai să vedem durabilitate. Uite-te ce repede se repară aici. Mamă, niciun stres. Gata, s-a reparat, efectiv e full. Efectiv e full. Mamă. What? Am avut 2 litri pentru o secundă. Ați văzut? Nu știu că ați văzut. Am avut efectiv 2 litri pentru o fracțiune de secundă. Nu știu dacă ați observat chestia asta. Bă, ne-am făcut deja full. Punem și noi astea la loc. Hai să ne facem și chestplate-ul full, perfect. Ne punem aici să ne facem și shovel-ul. Mai dăm un hit, perfect. Și asta a fost. Ne-am făcut înapoi elitra. Ce să vă mai zic mai mult? Am rezolvat și cu elitra, nu ne sparge și elitra. Băi, și pe un live am reușit să fac un trident, băieți. Am reușit să fac un trident full. Cu enchanturi super, super bune. Din păcate m-am cam încurcat eu puțin la enchanturi. Trebuia să pun un Riptide, dar am pus Impaling sau ceva de genul. Nu mă pricep la enchanturile de pe Trident, pentru că n-am pus niciodată enchanturi pe Trident. Tridentul l-am cumpărat de la Anușca cu 30 de diamante și eu zic că a fost o afacere foarte, foarte bună. Dar acum vreau să mergem să luăm și tridentul. Când o să fie o ploaie ceva mai torențial, o să vreau să mergem după... Ok, m-a spawnat acasă, super bine. O să vreau să mergem după ceva creeper, eventual să-i spargem de ea. Spargem creeperii cu channeling-ul. Ia, unde mă? Aici e parcă, nu? Da, furculița magică. Super, super, super. Curculița magică. Și are așa: Mending, Loyalty 3, Impaling 4, Channeling și Unbreaking 3. Cam astea sunt. Ba nu, în loc de Loyalty puteai să pui Riptide și te duceai odată cu cum se numește, cu Trident. Dar oricum, probabil o să mai facem rost de un Trident și o să punem ăla. Vreau să-mi fac și eu un Fishing Rod super, super OP. Avem și Netherite Hoe ăsta, dar nu l-am folosit niciodată. L-am făcut doar așa, să zic, am toate alea. Ideea în felul următor: Lack of the Sea. Ok, asta putem să punem. Siltaș nu putem să punem. Piercing, Looting, eficiență nu poți să pui. Vreau să mă uit ce aș mai putea să pun. Lack of the Sea 2. Cred că putem să facem Lack of the Sea 3, nu? Riptide, Lure. Am văzut un Lure acolo. Thorns, mamă, Thorns-ul ăsta trebuie să-l punem neapărat. Respiration 3, mamă, trebuie să punem și ăsta. Lure 2, mai avem un Lure. Ok. Și cam atâta putem să punem, nu știu, să mai enchantăm ceva pe aici. Aș mai încerca să enchantez, să vedem dacă ne pică câvâca lumea. Câvâca lumea, Bane of Arthropods, Loyalty. Nu, e bun Loyalty, Smite. Ok, Fire Aspect. Avem Fire Aspect, n-are rost. Bă, aș putea să iau Fire Aspect pentru Veronica Micle. Ia să vedem, putem să punem Fire Aspect? No, țățacă mi-am luat, bă, țățacă mi-am luat. Power 1, nu ne trebuie. Ok, și restul sunt useless. Bun, hai să ne punem astea aici. Vreau să pun Thorns pe pantalon, că oricum chestplate-ul nu prea l-am mai folosit, sincer să fiu. Sincer să fiu, chestplate-ul nu l-am mai folosit. Ia să punem așa, Thorns 3, super lejereanu, perfect, Lure. Hai să încercăm să enchantăm și astea. Deja am Lure 3, mă, dar ne mai trebuie un Unbreaking. Mamă, deja nu mai am levele. Mamă, punem așa, Lure 3 și Mending. Ok. Deci Lure-ul nu mai avem ce să facem. Îl pun aici, Lure, perfect. Punem și ăsta, Lack of the Sea. Putem să facem Lack of the Sea 3? Da, putem să facem Lack of the Sea 3. Ok, și Respiration trebuie să mai punem pe căscuță un Respiration. Ia să vedem, am level suficient pentru Respiration? Nope. Nope, 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 nope. Ok, o să pun astea jos aici să-mi aduc aminte că trebuie să le enchantăm. Dar în rest suntem foarte ok. Știți ce aș vrea eu? M-ar fi interesant să căutăm o capră, bă, băieți. Voiam să caut o capră pentru că am băgat noul snapshot. Practic am băgat noul snapshot aici, 21W13A, și vreau să caut o capră să vedem dacă reușim să căutăm, dacă reușim să găsim o capră, de fapt. Am foarte multe artificii, mâncării că avem. Nu cred că ne mai trebuie ceva în mod special.
Trebuie să căutăm un Extreme Hills, în primul și în primul rând. Știu că este unul parcă în direcția aceea, mamă, dar încă au rămas prank-urile mele cu zăpada. O să încerc să caut un Extreme Hills, nu suntem foarte mulți pe server, e super super ok. Și putem să căutăm un Extreme Hills pentru a găsi o capră. Deci dacă caut acum o capră și găsesc, sunt cel mai fericit. Vreau să fiu primul de pe server care găsește o capră. Nu știu dacă putem să o aducem acasă. What? Și ăsta? A, e căluț. Am crezut că e catâr. Efectiv, am crezut pentru o secundă că e catâr. Se spawnează doar în Extreme Hills, uite aici, în părțile astea de Extreme Hills. Dar problema este că, fiind deja explorate, mă gândesc că nu se spawnează, știi? Uite, sunt doar oi, animale de-astea basic. Dar vreau să caut o capră, frate, efectiv. Nu cred că ați văzut până acum o capră pe Minecraft. Posibil să nu fi văzut, adică mă gândesc că majoritatea dintre voi n-ați văzut. Eu am văzut doar pe câteva videouri și ceva TikTok-uri. Uite o lamă, bă, ce țacă mi-am luat cu lama asta. Am crezut că e ceva mai calm. Uite și aici, Extreme Hills, uite pe Ciupapi Munianio. Ciupapi Munianio, e ceva Packed Ice și coral. Ok, o să-i omor pe ăștia doi pentru leather și lead. Ok, aici ar trebui să fie. Deci, gen, biomul ăsta e specific pentru caprele de munte, că na, sunt de munte și așa mai departe. Dar sunt numai oi din câte văd eu. Cred că e o rată super mică să se spawneze, mă gândesc. Și cred că trebuie să mă duc undeva unde n-a mai fost explorat, cel mai probabil. Așa că asta facem episodul ăsta, căutăm capre, băieți. Dacă reușim ar fi genial. Deci efectiv am avut și prank, avem și capre dacă reușim, avem și desigur cum se numește și nunta pe final. Haideți să vedem, mergem încolo, poate dăm de ceva Extreme Hills și ne întoarcem dacă găsim ceva interesant. Am găsit totuși un iglu, frate. Ia să vedem aici dacă găsim ceva. Nici nu știu ce ai putea să găsești în iglu, dacă mă întrebați sincer. Știu că camera aici secretă. Și să vedem ce găsim în iglul acesta. Mamă, e apă? What? E apă aici. De ce nu mă lasă? De ce nu mă lasă să mă duc jos? A, gata. A, și sunt doi villageri. Am găsit aici niște chestioare, nu sunt cine știe ce. Un weakness, am înțeles. Și ok, nu știu de unde e apa asta, unde provine această apă. Și practic ăsta putem să-l transformăm cu poțiunea de weakness și cu golden apple-ul, dar n-are rost să-i transformăm pentru că sunt inutili. Suntem la 5000 de blocuri distanță de spawn și încercăm să găsim cum se numește, un Extreme Hills. Din păcate am găsit doar tundra de astea. Ia, asta poate e Extreme Hills. Pare un Extreme Hills. Ia. Nu e tot Snowy Mountain. Da, ideea e că trebuie să fie munți așa super super huge. Încă un iglu. Da, nu cred că găsim ceva extraordinar în el. Și mai căutăm pentru că vreau să găsesc neapărat o capră. Mă gândesc că pe aici n-au explorat băieții foarte, foarte mult. Am găsit și un sătuc, dar nu mă interesează atât de mult. Na, o să țin minte coordonatele, mă rog. Arăt pe episod ca să țin minte coordonatele și căutăm în continuare caprei. Am găsit într-un final un Extreme Hills aici. Woodland Mountains. Bă, nu e Extreme Hills? What? Asta este era Extreme Hills, ești nebun? Ne trebuie să găsim o capră. Mountains River. Mă uit acolo unde scrie Life 3 Mountains. Și ce ar trebui să fie capre, mă gândesc, nu? Că, na, totuși sunt munți. Caprele stau munți. Nu, gen, nu, eu așa știu. Nu știu cum se spawnează caprele pe Minecraft, dar nu se spawnează ok. Atâta pot să vă zic. Ia uite aici, lamă. Dup. Ne-am luat seacă, băieți, cu munții ăștia. Ne-am luat seacă cu munții ăștia, că sunt numai munți. Vedeți? Rip. Nu știu ce fac ăștia cu biomurile, dar nu mai sunt ok de ceva vreme. Doamne, după ora aproape am găsit, bă, capre, bă. A făcut și rimă, ești nebun. Holy moly, macaroni. Ia uite-le, bă. Pune-mă, băieții, m-am găsit și caprele nebune, ia uite-le aici.
Am găsit una, două, trei, patru. Bine, bă, băiatule, bă. Se mulțesc cu wheat. Din păcate nu știu dacă am cum să fac eu acum foarte, foarte mult wheat ca să le mulțim aici cât de cât. Ideea e în felul următor. Bă, și știi ce ne... Ia uite cum sar. Ideea e în felul următor. Bă, deci arată atât de cute baby goat-ul. Deci arată atât de cute încât îmi vine... Nu te cred că a fost cineva pe aici. Deci nu-mi vine să cred că a fost cineva pe aici. Dar arată atât de cute baby goat-ul, deci n-aveți idee. Uite ce sar ele, mă. Bă, arată foarte bine. Uitați-vă cum arată. Și... Ia uzi. Ia. Mai bag un... Și Caterin că sunt... Dar se găsesc foarte greu. Am înțeles, s-au blocat. S-au blocat. Oricum, sunt la 10.000 de blocuri distanță, ca să vă dați seama. Dar... ceva de genul. O să facem aici un crafting table, ca să facem un hoe, ca să facem o fermă, ca să putem să le mulțim. Așa. Bam. Hai să le mulțim. Avem niște bone meal. De aia fac acum, gen, înțelegeți, cred. Mai am 7. Perfect. Tu. Mai avem 2 bone meal. Aia a fost. Avem 4 wheat. Putem să mulțim 2 de astea. Bă, aș vrea să iau una acasă, dar o să dureze o grămadă, frate. Ia. Amulțiți-vă, băi. Ia să vedem. Se vede și Miche. Uite-te la el, ce Miche. Doamne, ce Miche. Nici nu vine să-i fac nimica, frate. Și vedeți că ăsta n-are corn. Nu știu dacă observați, dar n-are corn, știi? Și Maigăsa sau Taigăsa au corn. Hai să mă duc la alea două. O să le mulțesc, ca să nu fie pe cale de dispariție. Parcă sunt pe cale de dispariție. Ești nebun, vino cu Abos. Vino și tu, Marileno. Și vreau să omorăm câteva. Vino cu ace. Haide. Asta e că am lead, boss. Vino cu a. Hai, fă copii cu Marilena. N-ai de ales. N-aveți de ales. Băgați. Bun. Și acum... ce-a zburat copilul? Și acum dacă... Dacă omorâm, e posibil să ne dea un corn, din câte știu eu. Și cu unul respectiv poți să sufli în el. Ia să vedem. What? Nu ne dă cornul? Sau gen... Trebuie cumva cornul respectiv, ne trebuie iron. Dar nu cred că am iron. Stai să dau un mic search pe Google, să văd, poate putem lua cumva cornul respectiv. Apropo, putem să luăm lapte. Milk bucket. Putem să luăm lapte de la ele. Dar nu te cred, frate, că nu drapează nimica, eu nu te cred așa ceva. Stai să vedem dacă pot să iau cornul, că știu că pot să fac ceva șmecher cu el. Da, deci e o șansă la o dată la două capre să ne spawneze cornul ăsta. Hai să încercăm să mai omorăm. Bă, dar nu ne dau, mă, frate. Asta mică nu omor. O las aici și o să mai caut. N-am de ales. Dar mă gândesc, din moment ce le-am găsit pe ăstea, o să mai găsim, știi? Și ia uite o albinosă. Tot în biomul ăsta, știi, se găsește. Ia lame. Dar nu vreau lame, frate. Vreau să mai găsesc pentru că e un corn. Mamă, uite-l pe ăsta. L-ați văzut? E un corn. Mai știu un d-ăsta la 1200, la 12.000 cu 2000. Cam așa e un extreme hills. Și i-am văzut o capră aici? Nu, n-am văzut o capră. Și vreau să mai omor d-ăstea, plus că am looting. Hai să vedem dacă găsim ce vreau eu. S-a făcut și zi. Am mai găsit în sfârșit. Băi, am găsit și o barcă de asta scufundată. Mă gândesc că poate putem face ceva cu shears, dar nu cred că putem să folosim shears-urile pe ele. Nu știu, mă gândeam inițial că poate e cornul cu shears. Nu pot să folosesc shears-ul pe ele. Hai să omorâm și să sperăm că ne dă un corn. Vă rog frumos, vreau un corn. O să vedeți cât de șmecher este cornul respectiv. Suntem pe la 15.000 de blocuri distanță de casă. Nu prea mai avem foarte mult. Ok. Nu mai avem foarte, foarte multe artificii, dar ajungem noi acasă cumva.
Ideea este că... Ok, elitra e la jumate. Ideea este că trebuie să mai găsim capre. A, mai găsit, uite aici. Doar două, bune și astea. Ha, mă, frate, nu te cred că nu-mi dropează, am looting 3. Mamă, dă-mă în coa. Nu vrea, bă. Deci nu vrea, am mai văzut un acolo. Sau ce e aici? Nu, 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 nu mai, nu mai sunt. Oricum, aici se spawnează că n-a explorat nimeni, știți, cam asta e treaba. Practic, ele se spawnează unde nu a fost explorat până acum, pentru că este în update-ul nou. Pa. În snapshot-ul nou, de fapt. Mă uit pe aici, poate mai găsim așa un câr de capre, mă gândesc. Dar, de ce am omorât atâtea și efectiv nu ne-au dat corn? Uite, 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 mamă câte sunt. Câte sunt aici? Una. Două. Băi, nu cred că nu. Cred că e buguit. Băi, e buguită treaba. Nu ne dă. Nu vrea să-mi dea, frate. Să le omor cu altceva? Astea îmi dau? Da, îmi dau leather, știi? Dar astea de ce nu-mi dau? Hai că le omor cu toporul. Mă gândesc că poate buguit looting-ul. Uite, emerald de pe aici, am găsit încă o capră. Așa. Că zice, una din două capre îți dropează cornul, respectiv. Ia să vedem. Ia, vină cu. Nimica. Nu, sunt buguite, bă. Ia. Te rog frumos. Nu vrea. N-am nicio șansă și mai e una pe aici. Unde fugi? Omor cu mâna, naiba. Doar să-mi dea cornul. Dăm cornul, te rog frumos. Nope, nimic. Nada. Din păcate, nu putem face rost de corn. Bă, era genial să avem un corn. Am primul de pe server cu corn. Uitați-vă și voi la animalele alea. Nu se generează că deja suntem la prea mare distanță de casă. Și ideea este că eu tot vreau un corn de la, că s-au de super șmecher. Uite, uite capre, uite capre, uite capre. Dau tot cu looting 3, că n-am de ales. N-am de ales. Veniți încoace, băi. Veniți încoace. Bam. Ceva? Nimic. Nimic? No, sunt buguite. Tu nu ești capră, din păcate. Rip, băieți. Da, mă, băieți, într-un final am ajuns și acasă, dar ca să vedeți, nu pot să iei corn, pentru că încă n-au adăugat cornul respectiv. Pur și simplu au adăugat caprele, dar caprele nu pot să-ți dropeze nimic. Credeți-mă, am testat și pe creativ, am intrat pe o lume separat și nu merge, frate. Bun, treaba asta în felul următor. Acum o să vă las cu nunta lui Pain și a lui Miriana, unde am fost acolo. Cel care ia cununa și așa mai departe. Băgați acolo un like și aveți în descriere toți membrii acestei serii. Tam tam tadam, tam tam tadam, tam tam tadam, tam 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 tadam, tam tam tadam, tam tam tadam. Bună ziua, domnule Pain. Bună ziua, domnule Sinner. Să vină și Mireasa, vă rugăm frumos. Tam ta ta da ta 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 da da. Tam tam ta da ta 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 da ta 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 da ta 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 da. Bună ziua, Miriana. Bună ziua. Dragi playeri. Haide, Miriana, mai aici, să stați puțin despărțiți deocamdată. Dragi playeri, ne-am adunat astăzi aici pentru a uni acești doi concetățeni ai Utopiei. Pe Inuț. Da. O iei pe Miriana la bine și la rău, la diamante și la iron, la mâncare gătită și negătită, pe elitra ta și armura de netherite. În concluzie, pe Inuț, de bună voie și nesilit de nimeni, o iei pe parcela ta, pe viață, pe Miriana? Da. Miriana, de bună voie și nesilită de nimeni, te alături plotului domnului Peinuț pe viață. Da. Uitați inelele, poftim.
Poftim? N-am loc în inventar. Casa de piatră, băi! Yeah! Wow! Oh, să plouă cu aren, cu diamante, cu dalea. Mamă, stai așa că am și o fiată de aici. Deci stai așa că la nunta mea se aruncă cu aurit aici, vedeți? Oh, valoare!